persoanelor cu deficiențe de auz și văz. Seara, marți 8 decembrie, sunt Vera Ciocan și vă invit la sinteza zilei. Pentru început, titlurile ediției. PSRM s-a întrunit în ședință. Socialiștii au analizat amendamentele la proiectele principalelor legi bugetar fiscale ale țării. Din 1 ianuarie, mai multe categorii de veterani vor primi alocații lunare de stat majorate. Detalii aflați la știri. Trolebuzele din capitală pregătite pentru a circula în siguranță în această iarnă, cum arată o unitate de transport public echipată ca la carte, vedeți la sinteza zilei. De Ziua Internațională a Pictorilor, colega mea Ilona Vedrașco ne spune mai multe despre un curent nou, dar deja popular în rândul artiștilor street art. Urmăriți detalii la sinteza zilei. Amendamentele la proiectele principalelor legi bugetar-fiscale ale țării, care urmează să fie examinate în plen în a doua lectură, au fost discutate de către deputații PSRM. La ședința de astăzi a fracțiunii parlamentare a socialiștilor a participat și președintele țării, Igor Dodon.